De unui partid. Nu o privește pe doamna Codruța Kövesi și ce regulamente are un partid, ce statut are un partid. Statutul este aprobat de către tribunal și nu e treaba DNA-ului. Ceea ce se întâmplă în ultima perioadă ne arată că în scurt timp vom deveni o republică a procurorilor. Ceea ce este, ce creează un precedent care din punctul nostru de vedere, nu și are loc într-o țară democratică. Eu am mai spus de multe ori că doamna Codruța Kövesi ar trebui ea să fie arestată, având în vedere că de-a lungul timpului a fost procuror general și a avut informații despre fiecare ceea ce a făcut, cât a furat, de-a lungul timpului. Vedem acum înregistrări din 2006, 2008, 2012 sau nu știu din ce an, care le scoate abia în campanie. Cred că această campanie va fi o campanie care o să o stabilească și candidații vor fi stabiliți de către DNA.